În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Oferim această sfântă liturghie pentru răposații Florica, Georgeta, George, Barnaveta, Vasile, Maria, Viroana și Emilian, de asemenea pentru răposata Mariana Porțuc, la 3 ani de când s-a întors în casa tatălui, și de asemenea, împreună cu preoții din altar, adăugăm o intenție specială de rugăciune, de mulțumire Bunului Dumnezeu, pentru cei 25 de ani de preoție cu care ne-a învrednicit. Este o onoare pentru noi, preoții jubilanți, să vă avem alături, excelențele voastre, la această sfântă liturghie de mulțumire. De asemenea și pe dumneavoastră, iubiți credincioși, care sunteți prezenți acum la sfânta liturghie în catedrală, precum și cei care urmăriți transmisiunea acestei liturghii. Vă rugăm să vă rugați pentru noi, ca Domnul să ne învrednicească în continuare cu ani buni și frumoși de slujire. La sfârșitul liturghiei vă voi prezenta și pe colegii din altar pentru a ști mai în concret pentru cine vă rugați la această sfântă liturghie și cu siguranță vă veți ruga în continuare. Salutăm și noi, episcopii, împreună cu dumneavoastră, pe toți colegii, pe părintele, decan și paroc de Iași, Budău Paul, și pe toți colegii săi, care, de fapt, nu sunt toți, pentru că o parte lipsesc, fiind în străinătate, cu problema aceasta a pandemiei, dar mare parte din ei sunt în fața dumneavoastră, cum spunea părintele, vor fi prezentați fiecare la sfârșitul Sfintei Liturghii, așa cum vedeți acolo în față, cu flori, 25 de ani, un frumos jubileu. Suntem alături de ei în seara aceasta și îi asigurăm de rugăciunile noastre ca Dumnezeu să primească mulțumirea și laudele pe care îi le aducem pentru darul preoției cu care i-a înzestrat, și să-i ajute în continuare să fie fideli misiunii slujirilor în biserică, fiecare acolo unde este chemat și trimis de episcop. Acum, la începutul liturghiei, ne recunoaștem cu umilință păcatele și cerem iertare lui Dumnezeu, ca să participăm cu demnitate și cu mult folos sufletesc la celebrarea jertfei Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
Deum. Să fie marele preot veșnic, dă-le celor pe care El i-a ales, slujitori și împărțitori ai tainelor tale, harul de a fi aflați credincioși în împlinirea misiunii primite, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, dacă vestesc Evanghelia, nu am niciun motiv de laudă, pentru că datoria mă obligă. Vai mie dacă nu vestesc Evanghelia!
căci dacă fac aceasta de bună voie, am răsplată, dar dacă o fac fără de voie, îndeplinesc o misiune ce mi-a fost încredințată. Așadar, care este răsplata mea? Este aceea ca să vestesc fără plată Evanghelia și să nu mă folosesc de dreptul pe care mi-l dă Evanghelia. Căci, deși sunt liber față de toți, m-am făcut sclavul tuturor, ca să-i câștig pe cât mai mulți. Am devenit slab pentru cei slabi, ca să-i câștig pe cei slabi. M-am făcut totul pentru toți, ca să-i câștig măcar pe unii. Toate le fac pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Cuvântul Domnului. Fericit este omul care se teme de Domnul. Fericit este omul care se teme de Domnul. Care își află mare plăcere în poruncile sale. Seminția lui va fi puternică pe pământ și descendența celor drepți va fi binecuvântată. Casa lui va fi belșug și bogăție, dreptatea lui rămâne pentru totdeauna. El răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepți. El este milostiv, drept și plin de dragoste. Dreptatea lui dăinuie pentru totdeauna, iar fruntea lui se înalță cu cinste. Cineva mă iubește, va păzi cuvântul meu, spune Domnul. Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el. Și evlavie să luăm aminte la citirea din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi,
Aveți grijă să nu săvârșiți faptele voastre bune înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei, altfel nu veți avea răsplată înaintea Tatălui vostru din ceruri. Așadar, când dai de pomană, nu trâmbița înaintea ta, așa cum fac ipocriții în sinagogi și în piețe, ca să fie lăudați de oameni. Adevăr vă spun, și-au primit răsplata. Tu însă când dai de pomană, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, pentru ca pomana ta să fie ascuns și Tatăl tău care vede ascuns te va răsplăti. Iar când vă rugați, nu faceți ca ipocriții, pentru că lor le place să se roage stând în picioare, în sinagogi, la colțul străzilor, ca să se arate oamenilor. Adevăr vă spun, și-au primit răsplata. Tu însă când te rogi, intră în camera ta și închizând ușa, roagă-te Tatălui tău care este ascuns și Tatăl tău care vede ascuns te va răsplăti. Când postiți, nu fiți triși ca ipocriții, căci ei schimonosesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevăr vă spun, și-au primit răsplata. Dar tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este ascuns și Tatăl tău care vede ascuns te va răsplăti. Cuvântul Domnului. Mergeți în lumea întreagă și predicați Evanghelia la toată făptura. Preasfințite Iosif, păstor al diecezii noastre, preasfințite Petru, episcop emerit, dar cu bucurie, suntem în preajma Sfinției voastre gândindu-ne că în urmă cu 25 de ani ați impus mâinile și ne-ați hirotonit ca preoți. Dragi colegi, iubiți credincioși, prezenți aici în biserică sau care ne urmăriți prin intermediul internetului, cu un an în urmă ne sfătuiam colegii unde să celebrăm jubileul, unde să aducem mulțumire Domnului pentru cei 25 de ani care se vor împlini de la consacrarea noastră. Erau propuneri pentru Roma, avem un coleg și pe acolo, propune și pentru Țara Sfântă să facem un pelerinaj, dar a venit și propunerea să revenim acolo unde am fost consacrați. Și astăzi, iată, 11 din colegi am reușit să ajungem aici, cei care suntem în țară, cu excepția unuia care este un pic probleme de sănătate, dar în comuniune cu noi sunt și cei plecați, misionari în diverse țări. Și mulțumim Domnului că astăzi putem fi aici în catedrala diecezei noastre. E o liturghie de mulțumire, fiecare liturghie este o aducere de mulțumire, dar astăzi, o dată în plus, mulțumim Domnului pentru acești 25 de ani. Cuvântul Domnului de astăzi alimentează, am putea spune, această sărbătoare. Apostolul Paul în prima lectură ne spunea: m-am făcut totul pentru toți, pentru ca să pot câștiga măcar pe unii. Și cred că cei 18 colegi care facem parte din această generație, ne-am străduit fiecare, fie în dieceza de Iași, fie în arhidieceza de București sau în alte dieceze, să-L facem prezent pe Iisus, să ducem Evanghelia la toată făptura. Apostolul Paul spunea: vai mie dacă nu vestesc Evanghelia. Și adevărul e că după ce am fost consacrați preoți cu emoțiile în suflet, primind și numirile, care mai de care ne gândeam ce va fi, cum va fi, unde vom ajunge. Și n-a fost ușor, personal, la Săboane, când am văzut o comunitate peste 10.000 de suflete, nu era ușor, dar harul primit în ziua consacrării sacerdotale ne-a dat putere fiecăruia acolo unde am fost să transmitem
cuvântul Domnului, să administrăm Sfintele Sacramente, așa cum ne-a trimis în misiune păstorul de atunci, Preasfințitul Petru. Mi-amintesc că le spuneam la început credincioșilor, iată, văd că sunteți aici și copii, și tineri, și adulți, și persoane în vârstă. Aș vrea să fiu păstorul tuturor. Și iată, astăzi putem mulțumi Domnului că ne-a dat harurile necesare să ne împlinim această misiune. Evanghelia de astăzi ne prezintă un secret. Dacă cineva ar avea un examen și ar afla din timp subiectele, cred că ar repeta și ar repeta, cum eram și noi la ultimele examene, cum mai bine de 25 de ani în urmă, ca să ne putem prezenta bine în fața examinatorului. Astăzi putem spune că Iisus ne descoperă deja subiectele de la examenul final. Postul, rugăciunea și pomană. Fiecare dintre noi, că suntem consacrați sau laici, avem nevoie de rugăciune. Însuși Mântuitorul s-a rugat de atâtea ori și îndemna și pe ucenici să se roage. Chiar le spunea, rugați-vă fără încetare. La binecuvântarea caselor mă bucur uneori să văd familii care au altarul familiei și seara se adună părinți și copii. Au acolo o cruce, o statuie, o icoană, au Biblia care ține loc de tabernacol, așa cum într-o biserică tabernacolul împreună cu altarul sunt așa lucrurile cele mai sacre. Într-o familie Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu între noi. Și m-am bucurat să văd că oamenii spun, Părinte, seara 5-10 minute ne adunăm aici, citim și din cuvântul Domnului. Ne rugăm împreună și asta menține familia unită. Într-adevăr, rugăciunea este relația noastră cu Dumnezeu. Avem nevoie și de o legătură cu noi înșine. Și atunci sunt momente în care trebuie să și postim și Iisus ne îndeamnă să postim, dar nu de ochii lumii. Dacă se poate chiar să ascundem, să nu știe nimeni că postim, pentru ca răsplată să fie doar de la El. Și din rezultatul postului, poți să faci și pomană, relația cu aproapele. E atât de important fiecare dintre noi să-L vedem pe Iisus în aproapele. Iisus ne spune, ori de câte ori ați făcut unul dintre aceștia mici, mie mi-ați făcut. O faptă bună, o faptă de milostenie trupească sau sufletească. Cred că la orice parohie, dar poate uneori și pe la casele dumneavoastră, ca și familii, uneori bat unii la ușă. N-aveți ceva de mâncare, puteți să ne ajutați cu ceva? Lazar, într-adevăr, de multe ori, poate bate la ușa noastră și suntem chemați să oferim ceva gândindu-ne că oferim într-adevăr Mântuitorului. Revenind la frumusețea acestei zile și la această liturghie jubiliară, a fost minunată ziua hirotonirii preoțești, emoțiile deosebite pe care le aveam atunci, episcopul și preoții care au impus mâinile lor, pentru ca Harul Duhului Sfânt să vină și noi să putem duce mai departe vestea cea bună. Ei bine, emoțiile au continuat și în parohiile unde am ajuns fiecare dintre noi, pe lângă eforturile care erau, și mi-amintesc și la Săboan, unii chiar spuneau, va fi greu tare, aveți atâtea activități, copii, tineri, adulți. Dar interesant, Harul Domnului care lucra, și cred că la fiecare dintre colegi, ne ajuta să nu ne temem. Și era o mulțumire sufletească, chiar dacă erau unele zile mai pline și cu activitățile cu copiii, cu tinerii, radioul local care era prin 96 activ încă la Săboan, revista locală, modalități de a ajunge la credincioși care așteptau vestea cea bună. Bucuram să văd vreo 600 de copii și adolescenți înscriși în armata Maicii Domnului, care era pe atunci o modalitate de apostolat. Și, într-adevăr, după ani și ani, întâlnind copii și tineri de atunci, vreo 5 sunt preoți acum,
și surori, persoane consacrate, ai o mulțumire sufletească. Așa cum într-o familie dumneavoastră vă bucurați de copii, vă bucurați de nepoți, iată noi ca și persoane consacrate, ca și preoți, avem această bucurie spirituală. Din activitățile pe care le-am făcut într-o parohie, ne bucurăm să vedem acele roade. Prin 2005, părinții împlineau 50 de ani de căsătorie și am făcut noi și un arbore genealogic acolo și erau frații cu familie puși pe ramuri. Noi, cei trei consacrați din familie, eram pe mijloc și cineva întreba, câți copii ai? Și am zis, vreo 2000, deja eram la Mărgineni, paroh, și mă gândeam, credincioșii din comunitate sunt familia mea. Într-adevăr, iubiți credincioși, așa cum preotul se roagă pentru dumneavoastră și în fiecare duminică avem acea liturghie pro popolo, o liturghie pentru comunitate, la fel e nevoie ca și credincioșii să se roage pentru păstorii lor. Îl pomenim mereu pe Preasfințitul la fiecare liturghie, că este normal, ca păstor al diecezii pe Sfântul Părinte, dar iată să ne rugăm mereu și pentru păstorii noștri, ca Domnul să le dea harurile necesare pentru apostolat rodnic. Noi, într-adevăr, îi mulțumim Domnului că suntem în viață toți colegii, dar mereu avem nevoie de această reîncărcare spirituală și această întâlnire de aici, din inima diecezii, cu siguranță ne va ajuta să reînnoim elanul de la început. Apostolul Paul spunea lui Timotei, reînnoiește zelul de la început. Într-adevăr, și noi ca preoți, ori de câte ori ne adunăm și în joia sfântă cu Preasfințitul, reînnoim acel da, dar astăzi odată în plus, iată, aducând mulțumire Domnului, îi cerem și harul de a fi mereu la înălțimea chemării noastre, fiind și anul dedicat Sfântului Iosif. Mă gândesc, dragi colegi, fiecare dintre noi, spunea și Papa, ar trebui să ne gândim că acolo unde suntem, în parohie sau în orice altă misiune, trebuie să fim pentru comunitate ceea ce era Sfântul Iosif pentru familia din Nazaret, tată purtător de grijă. Avea acea atenție necesară pentru cei încredințați grijii noastre. La acest moment jubiliar, ne gândim și la persoanele pe care le-am întâlnit, persoanele care ne-au ajutat să descoperim chemarea, păstorii sufletești din comunitățile natale, mulți dintre ei deja au trecut la cele veșnice, dar ne gândim, așa cum noi ne-am bucurat de prezența lor, de mărturia lor de credință, vrem să ducem înainte. La Butea l-am avut pe părintele Dămoca Lois, într-adevăr, ca un tată de familie, ca cel mai bun prieten. Și încă de mici, de seminariști, ne-a ajutat să ne obișnuim cu apostolatul. Activitățile cu copiii, cu tineri, cateheze și diverse alte evenimente și deja ne-a introdus în misiunea de păstor. E bine, cu câțiva ani în urmă, mi-amintesc că era părintele Anton Demeter, Dumnezeu să-l fericească, celebra o liturghie de mulțumire la Butea, după 50 de ani de preoție și cineva l-a întrebat, părinte Anton, cum ați rezistat atâția ani, ați avut atâtea încercări și închisoare și această paralizie care v-a ținut 40 de ani într-un căricior, cum ați rezistat? Și el spune așa, cât în glumă, cât în serios, într-adevăr, primii 50 de ani a fost mai greu, că acum m-am obișnuit, spunea el. Într-adevăr, îl admiram pentru credința lui, seninătatea lui, deși avea atâtea și atâtea încercări, atâtea suferințe. Cred că și noi astăzi, pe lângă mulțumirea pe care o aducem Domnului, e important să-i cerem toate harurile necesare, să continuăm încă 25 de ani cu entuziasm și bucurie această slujire a lui Dumnezeu, această iubire pe care să o trăim față de Iisus care ne-a trimis și din iubirea de la iubirea inimii lui Iisus să reușim să avem mereu iubire pentru toți cei pe care îi întâlnim zi de zi în apostolatul nostru. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos! Fraților,
împărtășind aceeași credință și iubire, uniți în același Duh și în aceeași speranță, să ne rugăm acum Domnului nostru Iisus Hristos, Marele și Veșnicul Preot, și să-i cerem să reverse din belșug harurile sale asupra acestor preoți în sărbătoare și asupra tuturor celor care au primit darul Sfintei Preoției. Doamne Iisuse Hristoase, Episcopul și Păstorul sufletelor noastre, întărește-L pe Episcopul nostru Iosif cu puterea Duhului Sfânt, ca El să propovăduiască prin cuvinte și fapte Evanghelia Ta și să-ți pregătească un popor sfânt. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută-i pe preoți să aducă pentru toți cei încredințați păstoririi lor jertfa de laudă a noului legământ. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-le harul ca să fie pentru întreaga lor turmă adevărați păstori și părinți. Te rugăm, ascultă-ne! Prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, ocrotește-i de orice rău și binecuvântează tot ce întreprind spre binele Bisericii Tale. Te rugăm, ascultă-ne! Sporește în poporul Tău iubirea și ascultarea față de păstorii rânduiți de Tine. Te rugăm, ascultă-ne! Tăruiește răsplata veșnică preoților trecuți la cele veșnice. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule milostiv, Rege veșnic, binecuvântează, te rugăm, munca acestor preoți sărbătoriți astăzi, ca ei să-ți fie bineplăcuți împreună cu poporul pe care îi păstorești. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Vă fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dumnezeule, care ai rânduit preoți în slujba sfintelor altare și ale poporului Tău, dă-ne, te rugăm, harul prin puterea acestei jertfe, ca slujirea lor să-ți fie pururi bineplăcută și să poată aduce roade care să dăinuie în biserica Ta. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Inimile.
Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, la jertfa eucaristică, amintirea morții sale ne aprinde iubirea, vestirea învierii ne întărește credința, iar promisiunea venirii sale ne hrănește speranța. De aceea, împreună cu toți îngerii și sfinții, te preamărim într-un singur glas, cântând fără încetare. Și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus, să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi.
De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi, cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiți apostoli și stăviții martiri, cu fericitul nostru episcop Anton, cu toți sfinții protectori ai noștri, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre,
precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, ci binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Oferiți-vă un semn de pace. Iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperimântul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu, trupul lui Hristos. Sângele lui Hristos.
Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, ca jertfa dumnezeiască pe care am oferit-o și am primit-o, să-i însuflețească mereu pe preoți și pe toți slujitorii tăi, pentru ca ei, atașați de tine cu iubire veșnică, să se învrednicească a-i sluji precum se cuvine maiestății tale, prin Hristos Domnul nostru. Păstori dragi, un sfert de veac s-a scurs grăbit peste o zi de sărbătoare, când Trinitatea a coborât la cei ce-au ales cu ardoare. Alesă o cărare strâmtă, plină de stânci, sânge și cruci, de dor divin care cuvântă, răsplata căii dacă o urci. Cuvântul viu care lucrează, neobosit, neîncetat, învinge pasul ce oftează, ștergând ce este întinat. Lumina caldă, coborâtă, rămasa sora cea mai bună, grădina întreagă e uimită de tot ce crește împreună. Și coerent și consecvent, cu adânca lui învățătură, trăiți mereu timpul prezent, îndrăgostiți de cel ce îndură. Pe cruce când s-a înălțat, el v-a privit și v-a trimis la cel ce vrea cu adevărat să smulgă visul din abis. Rămâneți proaspeți zi de zi, purtându-i peste tot în lume, un chip senin, un fel de-a fi, ce știe doar să ne adune. La sfânta masă îmbelșugată, cu trup preasfânt să ne hrăniți, cu cel ce-a coborât odată, la frații săi nefericiți. A despicat timpul în două și inimul multe a străpuns, dar jertfa lui plină de rouă va crește dorul nepătruns. Vor trece veacuri pe pământ, vor fi mereu cruci înălțate, dar cel ce este al său cuvânt va duce lupta mai departe. Căci luptă-i viața ce se scurge între altar și turma mică, pasul zdrelit, chiar de mai plânge, își poartă crucea fără frică. Îndemn mereu la rugăciune, să fiți tot râvnic în slujire, cuvântul veșnic să răsune, să lege inimi cu iubire. Un sfert de veac e amintire, un dar divin ce s-a înmulțit, e cald primești de mulțumire, e dor ce n-are asfințit. An mult să fie înainte, să vă întrețină, să susțină, cu fapte, viață și cuvinte, cu dor nestins de-a sa lumină. Sigur, a sosit momentul dezvăluirilor. Întâi de toate, mulțumiri. Mulțumiri pentru poezia frumoasă care ne-a fost adresată și mulțumim pentru acești gingași trandafiri pe care ni-ați dăruit nouă preoților și episcopilor din altar.
A venit acum așadar momentul de a-i cunoaște pe cei pentru care la începutul Sfintei Liturghii vă invitam să vă rugați. Suntem așadar promoția 1996-2021, 25 de ani de preoție, care sigur se vor împlini exact pe data de 24 iunie, ziua în care am fost hirotoniți, însă am dorit să o anticipăm, găsind această dată mai potrivită printre toate zilele care urmează și care sunt pline de evenimente. Suntem 18 preoți din seria aceasta. Unii au fost sfințiți în anul 1996, patru dintre colegi un an mai târziu, iar un altul cu un an și mai târziu. Însă ne ținem cu toții ca făcând parte din același arbore genealogic preoțesc și de aceea aș dori să vi prezint așa cum se prezintă numele tuturor în această amintire pe care o veți primi și dumneavoastră la sfârșit. Mai întâi de toate este aici Părintele Claudiu Bărbuț, nu este prezent, dar este în Italia și slujește acolo o comunitate. Apoi este Părintele Florin Bejenaru. Părintele este paroh la parohia Sfânta Cruce din București, originar din Pârgărești, Bacău. Și îi mulțumesc pentru că a reușit să ajungă la această celebrare, la această Sfântă Liturghie, precum și tuturor celorlalți colegi, desigur. Este apoi Părintele Augustin Benchea, paroh la noua parohie din Cleja, închinată Sfântului Marcu, originar din Somușca, Pacău. Apoi este trecut aici numele meu, păstorul dumneavoastră. Apoi Părintele Vincențiu Burlacu, este Părintele paroh de la Șcheia, comuna Alexandru Ioan Cuza, Iași, este originar din satul nou, Bacău. Apoi este parohul lui, actual Părintele Ludovic Butnărașu, așadar paroh acolo la satul nou, Bacău, originar din Vaslui. Văd că a avut bucuria ca la această liturghie să o aibă prezentă și pe mama sa, îl invidiez, și pe soara sa, reprezentanții familiilor noastre și le mulțumim. Apoi este trecut aici Părintele Petre Chelaru, este în Spania, în zona Malaga, originar din Pildești. Este apoi Părintele Eugen Ciuraru. Părintele este paroh în localitatea Poiana Negri, Bacău, originar din Valea Mare. Apoi Părintele Eusebiu Cosma, de asemenea este în Italia, în zona Pavia, originar din Onești. Apoi Părintele Adrian Dancă, originar din Buruienești, și unii dintre dumneavoastră îl cunoașteți, vă aduceți aminte de el, a fost și el vicar parohial aici și de asemenea îl cunoaștem pentru că îl auzim zilnic la Radio RCS FM, transmițând buletinul de știri de la Radio Vatican. Așadar, el este la Roma și ne ține la curent cu știrile și evenimentele care intră în viața Sfântului Părinte și nu numai în Biserica Universală. Este apoi Părintele Iosif Dămătăr, Părintele care ne-a ținut cuvântul de învățătură, originar, după cum v-ați dat seama, din parohia Butea și paroh la Valea Mare, Bacău. Apoi este Părintele Daniel Diac, originar din Ghereiești și activează în Italia. Apoi Părintele Mihai Dumitru, paroh la parohia Mărgineni, Bacău, originar de aici de aproape, din satul Pălțați. Apoi este Părintele Nicolae Farcaș, originar din Buruienești, paroh la Biserica Sfânta Tereza a Pruncului Iisus din București, care este alături de, sau mai bine zis, în cimitirul Belu, din capitală, faimosul cimitir Belu. Apoi este Părintele Gilbert Sebastian Iavorski, originar din Suceava,
paroh la parohia Brezoi, în județul Vâlcea. El este părintele de care amintea la predică colegul care, din motive de sănătate, nu a putut să fie prezent aici la această sfântă liturghie. Este apoi părintele Ionel Pojum, cel care a proclamat Evanghelia, paroh la malul Mării, la Constanța, parohia Sfântul Pius. Apoi, originar din Cleja, Bacău. Apoi este părintele Mihai Roca, părintele originar din parohia Răducăneni, responsabil în cadrul curiei episcopale cu oficiul pentru cateheză, locuiește la Bârnova, și colegul Leopold Șandor, originar din Barticești, Neamț, de asemenea prezent în Italia. Și aceștia suntem toți, 18. Am omis pe cineva? Nu. Părintele Augustin spunea și de diaconi. Am început anul întâi un număr mare de seminariști. Eram 26 la un moment dat. Pe parcurs s-au mai cernut vocațiile, dar s-au regăsit într-o altă formulă în cazul a 4 dintre colegii noștri. 4. S-au căsătorit, dar au menținut în suflet dorința aceasta de a fi slujitori cumva ai lui Hristos și, cu permisiunea soțiilor, a familiilor, au făcut un parcurs de formare și au devenit diaconi permanenți, astfel încât slujesc specific conform vocației lor biserica. Încă o dată spun, suntem onorați, preasfințiile voastre și dumneavoastră, iubiți credincioși, de faptul că sunteți alături la această sfântă liturghie de mulțumire adusă Bunului Dumnezeu pentru acești 25 de ani. Vă spun sincer, nici nu-mi dau seama când au trecut. Repede se mai face târziu în viață, cum spune vorba aceea. Însă mulțumim Domnului că, da, pe căi diferite, pe căi întortocheate, pe căi doar de El știute, ne-a chemat, ne-a învrednicit cu acest dar neprețuit al Sfintei Preoții, care ne-a fost conferit prin mâinile Excelenței sale, Preasfințitul Petru Gherghel, acum 25 de ani. Și îi mulțumim în continuare pentru toate drumurile pe care va face să meargă pașii noștri de acum înainte, până la 50 de ani de preoție, până la mai mult, cât o vrea Bunul Dumnezeu. Cu permisiunea dumneavoastră, v-aș invita ca, după binecuvântare, așa cum se obișnuiește, să participăm cu toții la rugăciunea prohodului pentru răposații pe care i-am amintit la începutul Sfintei Liturghii. Desigur, fiecare credincios care participă la Sfânta Liturghie participă după intenția personală, cu dorința personală de rugăciune și oferă jertfa Sfintei Liturghii pentru intenția personală. Însă rugăciunea prohodului o putem face, iată, cu această intenție pentru răposații amintiți. Și spuneam acolo de doamna Mariana Purțuc, care acum 3 ani de zile s-a întors în casa tatălui, fost director a Școlii Normale Vasile Lupu, în cadrul căreia funcționează și astăzi, datorită și eforturilor, străduințelor depuse de dumnea ei, Liceul Catolic, Profilul Catolic, Romano-Catolic, Sfânta Tereza a Pruncului Iisus. Vă mulțumim din toată inima că ne susțineți în continuare cu rugăciunile dumneavoastră și Domnul să vă răsplătească acest efort, această jertfă pe care ați făcut-o în seara aceasta de a ne fi alături. Lăudați să fie Iisus Hristos! Pentru că este de față episcopul consacrator al acestor sărbătoriți de astăzi, Preasfințitul Petru, rugăm să le spună câteva cuvinte lor și nouă celorlalți. Preasfințite, dragi părinți jubilanți,
dragi persoane consacrate, iubiți credincioși. Fiecare persoană este un miracol, o minune, în care Dumnezeu și-a așezat chipul său. Mai mult, fiecare preot este un mai mare miracol, pentru că aici s-a întâmplat un lucru și se întâmplă mereu cu totul special. Nu voi m-ați ales pe mine, spune Iisus, și eu v-am ales pe voi, ca să mergeți și să aduceți rod și roadele voastre să rămână. Ca să mergeți să purtați lumina mea peste tot. Ca să purtați cuvintele mele și curajul meu. Pentru aceasta v-am ales. Nu cred că este suficientă o viață ca să putem înțelege pe deplin ce a făcut și ce face Dumnezeu cu noi, cu oamenii. E nevoie să trecem în cer ca să înțelegem. Pentru un preot este cu adevărat o asemenea minune care circulă printre noi, adică acolo unde sunt oamenii, acolo merg ei. Dar nu merg în numele lor sau al lui, ci merg în numele lui Iisus. Cele voastre, dragi părinți, iubilanți. Turcându-ne în istorie, pe care știe câte momente de bucurie, dar și de luptă au trecut pentru a răspunde la chemarea lui Iisus. Eu v-am ales pe voi și voi ați spus da. Iată acum 25 de ani, torcându-ne în istorie, în timp, cu adevărat, putem să-L preamărim pe Dumnezeu pentru acest pluton de slujitori aleși de însuși Iisus și trimiși, nu numai ei, ci toți preoții noștri care, sigur, de aici, din mijlocul poporului nostru, au răspuns da la alegerea lui Iisus. O mare binecuvântare. Am spus, trebuie să treacă mult timp, chiar și în veșnicie, ca să medităm la acest mister. Vă doresc mai departe, dragi și iubiți părinți, cei care sunteți de față, dar și voi ceilalți care sunteți în alte părți și poate ne urmăriți acum, vă doresc să aveți această bucurie a întâlnirii cu Hristos zilnică, chiar ceas de ceas, clipă de clipă, ca să-L reprezentați pe El în lume. Sigur că trebuie multă rugăciune, multă jertfă, multă dăruire. Și acest lucru ați făcut-o și o faceți și să o faceți și mai mult, pentru că ceea ce reușiți să purtați în lume, să fie numai și numai Hristos, cuvântul Său și lumina asta. Și aceasta vă va fi cea mai mare mângâiere. În timpul acesta îi sperăm cu ajutorul lui Iisus, cel milostiv și care s-a îndreptat spre oameni, oferindu-se pe sine, să fie generos cu bucuria care să vă umple inima pentru veșnicie. Mă bucur că împreună cu Preasfințitul Iosif participat la această liturghie, sigur că gândindu-ne și la preoția noastră,
și la misiunea noastră. Mă bucur că astăzi de aici au pornit și pornesc atâtea invitații și răspunsuri din nou reînnoite la chemarea lui Iisus. Nu voi m-ați ales. Am spus și noi, da. Și eu v-am ales pe voi ca să mergeți. Mergeți așadar, Sfințele voastre, dragi părinți, părinte decan, părinți profesori, părinți oaspeți, părinți paroc, părinți profesori, mergeți și continuați să dați răspuns la invitația lui Iisus. Ca tot să se bucure de misterul prezenței sale în lume. La mulți și fericiți ani! Ucenici, părinți, sărbătoriți, jubilanți, încă o dată, împreună cu voi și toți cei de față, îi mulțumim lui Dumnezeu și îl preamărim pentru darul preoției cu care v-a înzestrat și vă felicităm din toată inima, dorindu-vă să aveți o seară frumoasă, o întâlnire frățească, o comuniune sacerdotală adevărată și încă o dată și mereu vă spunem la mulți fericiți și rodnici ani de slujire în continuare în via Domnului. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Rămânem și noi la acest requiem, ca la sfârșit să facem și o fotografie în fața altarului. Că avem și noi morții noștri și ne rugăm și pentru ei și pentru ai noștri. Fraților încrezători, în promisiunile lui Iisus Hristos, ne rugăm pentru răposații Florica, Georgeta, Giurgi, Barnaveta, Vasile, Maria, Viroana, Emilian, Mariana, pentru părinții noștri răposați, pentru frații și surorile răposate, pentru rudele, prietenii, cunoscuții răposați, pentru sufletele din purgator, pentru sufletele pentru care nimeni nu se mai roagă, ca Dumnezeu să-i învie în ziua de apoi și să-i așeze în rândul sfinților săi. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierd iarăși harul baptismal. Amen.
dreptule judecător, cu tine să-L vedem pe Tată, ca și pe Duhul Amintește-ți de mine, Doamne, în împărăția Ta. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Călăuzește pe cărări drepte de dragul numelui Său. Căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Vor însoți în toate zilele vieții mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Să ne rugăm, Dumnezeule Tată Atotputernic, noi credem și mărturisim că Fiul Tău a murit și a înviat. Te rugăm ca frații noștri răposați, pomeniți, care în această credință au plecat dintre noi murind în Hristos, să se bucure de înviere împreună cu Hristos, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Odihna cea veșnică dă-o lor, Doamne! Să se odihnească în pace! Amin.